Un lucru la fel de important și am rugat pe domnul consilier la PNL, care au inițiat un proiect de hotărâre cu, o expertiză privind pierderile la Termica. Aici tratează jumătate din sud exact să ocupe de pierderi. Sigur, am rugat pe domnul consilier la PNL să uite pe el și măsura în care consideră că se atins acest subiect în sud de oportunitate, n-ai rost să mai cheltim alți bani. Conform studiului de oportunitate, pierderile pe transport și distribuție realizate de Termica în perioada 2010-2013 sunt de 32,68%, față de peste 50% cât era înainte. Dezideratul și, de fapt, norma pierderilor este în jurul valorii de 15-20%. Pentru a se ajunge însă aici, mai este nevoie de investiții la punctele termice și la rețelele secundare, investiții care, conform aceluiași studiu, ar însuma 57 de milioane de euro și ar putea fi realizate în 7 ani. Necesarul de investiții, și aici apare o problemă, după realizarea noii investiții de la bioenergie, o parte din conducte, stații de pompare, o parte din conducte au rămas între bioenergie și Termica. Ele nu sunt la transport distribuție astăzi, dar vor trebui pe viitor, deci așa cum se consider gardul centralei, imediat la limita acestor conducte și pompe, trebuie să le dăm în calcul pentru transport și distribuție. Acest lucru duce la investiții mai mari în sistemul transport-distribuție, ceea ce înseamnă că sunt necesare investiții de 57 de milioane de euro pentru a finaliza modernizarea celorlalte puncte termice, deci discutăm de încă 21 puncte termice care trebuie să modernizate, discutăm de kilometri de rețea, în mod special secundară, care trebuie este reabilitată. Până acum, modernizări care să scadă pierderile pe rețelele de transport și distribuție s-au făcut în cuantum de 108 milioane de lei, adică aproximativ 25 de milioane de euro, din care 57% sunt din fonduri de la stat și 43% fonduri locale. În ceea ce privește concluziile studiului de oportunitate efectuate la Termica, Consiliul Local, grupurile politice și chiar prefectura vor avea de analizat două variante. O formă de gestiune directă. Sunt două aspecte. Să facem, să zicem, un suport de la primărie, nu putem angaja personal. Să facem o nouă societate. O nouă societate, ca să o facem, ne trebuie bani, pe care noi avem astăzi. Sunt prins și în buget în această perioadă și până la 31 iulie nu se mai pot face rectificări în lista de investiții. Doi, legislația s-a modificat. Deci, dacă ne întoarcem la istoria TPL-ului, am făcut o nouă societate și am încredințat serviciu. De această dată nu se poate. Dacă facem o nouă societate, trebuie să o facem, trebuie să o dotăm, trebuie să o autorizăm și participă la licitații. Și este riscul de a câștiga sau de a nu câștiga. Și o formă de gestiune delegată la un operator privat. Recomandarea este pentru gestiune delegată prin atragerea sectorului privat. Și spune aici, avantajul, toate sarcini și responsabilitățile referitoare la prestarea serviciului public, inclusiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente, sunt transferate către operatori care dețin licențe de operare, transfer care se bazează pe o delegare a managementului. Gestiunea delegată se poate realiza prin concesiune sau alte forme de parteneriat public-privat. Soluția care va fi aleasă este un consens de voință politică, mai susține primarul Ion Lungu, pentru că termoficarea este un subiect care vizează pe toată lumea, indiferent din ce partid politic face parte.